inițiativă legislativă a parlamentarilor nemțeni cunoașteți? Legislativă? Inițiativă legislativă. Nu cunosc legislativă decât Ciolos ăsta să mărească, așa cum a promis de la 1 ianuarie pentru pensionari, 5% la care îi păr la ceas. 5% îi păr la ceas la pensiile astea de mizerii care așa, se poate trăi dintre 1100-1200, când întreținerea e 4-5 milioane iarna. Acum, noroc că e de la Doamne, Doamne, cu căldura asta și să mai face economie. Iar să schimbe garda, să vină tineretul. Vină tineretul, când ne-am săturat de hoți ăștia. Ăștia fură toți, domnule. Ăștia sunt născuți așa din tată în fiu. Nu vezi că dacă tata a fost senator, vine și ficiorul, chiar dacă nu e senator, face trafic de influență ca să îl pună și pe ficior sus. Să fure în continuare. Și o să fure țara asta. Mai este de furat. Domnișoară, încă sunteți tânără, gândiți-vă, eu am prins pensia, dar ce faceți voi? Cine o să muncească? Și așa pilonul de pensii se împrumută ăștia zeci lunar se împrumută ca să plătească pensiile astea. Da. Iar în rest, tineretul să pună japca pe hoți. Ăștia să iasă în stradă. Exact cum s-a întâmplat la colectiv, se întâmplă de câte ori zic parlamentarii că vor să-și mărească retribuțiile și au atâtea beneficii care n-are nimeni. Avion gratuit, transport gratuit, mâncare gratuită și multe astea.